Zice-se că dragostea trece prin stomac. O fi Gabriela atât de îndrăgostită de are așa o poftă de mâncare? Ce mănânci, Vita? Ceva foarte sănătos. Da, cred că... Ovoz. Zmeură. Pulg de porumb. Nu mai îmi spune că te crezi. Și caotezi. Mai nu te-ai mâncat o bucată de tort, ce mai faci cu aia în gură? Mă foame. Ce-am mâncat? O bucată de tort. Nu, e că ea pe trecere se transformă. Cum fac rupia, desfac voicoga, ce e? Mănâncă de n-am văzut, parcă e 5. Dar într-o zi am mâncat de dimineață până seara non-stop. Parcă e... Dar unde pune, că nimic nu se pune pe ea, n-are nici burtă decât... Deci Gabriela era pe trecere, da. Echivalent a 5 muncitori, după 12 ore pe șantier. Eu n-am văzut așa ceva. Stai că acum trebuie să mi se așeze mâncarea. Se așa. Cum mă ia de la început. Nu știu, dar așa e mereu, ia zi. Păi ce facem, iubita? Mi-am muncit să mâncăm și atât? Da, eu trăiesc ca să mănânc. Și eu pentru tine? Aici se pune, vezi? La copănele. Păi eu fac sport. Păi cum, când a coborât, când a fost în Turcia acolo, ieri când intrau fetele, sau că oricare intra în emisiune, noi deja băiți eram în emisiune și coborau așa niște scări. Păi am văzut-o de atunci. Ai pus ochii că era într-o ochi așa. De fapt, nu știu, dar se vedeau picioare oricum. Ai văzut? Și am zis, ța. Asta e. Trebuie să fie picioarele mele. Aolea. Și ia să vedem oare cui sunt. Și l-ai văzut. Și sunt lângă tine. Sunt ale mele, nu? Ale tale, vai, scuzați-mă. Încă nu sunt proprietatea ta. Nu? Mâine sper să ne vedem, că nebunesc. Că ce? Nebunesc așa, nu? Mă plictisesc, stau o zi întreagă. Dacă s-o deschide ușile toată ziua. Am o să fi... Atunci aici, mi-au uitat unde să mai închid ușile astea odată. Am primit o scrisoare de la fetele mele. Da? De soară. Oasă? Da. Bun, trebuie să-mi trimite și mie mama, cred. Să știi că Gabriela nu e așa de curioasă dacă se deschid ușile, că nu prea-i plac. Păi eu n-am văzut. Ba da. A, da? Eu știam că nu. Păi și eu știam că nu. Doamne, Cica, nu mai vorbiți rostii. Dar se vede clar că n-are nicio treabă. Păi eu nu trebuie să zic eu. Am văzut și eu, dar n-am vrut să spun. Aoleu! Nu mai faceți reclamă pe asta aici. Păi toți vedem. Ce ești? Mai ales noi cu ochelari. Cum să nu vedem bine? Când aude din gura, famă, iar deschidem-o ușile. Da. Da, mai bine fac sport. Ia, mai bine face sport. Da. Eu n-aș face. Se vede, mă fac și eu, cum ar fi că mă minte. O rată așa, da. Așa. Taci că s-a roșit toată. Da? Ce, tu te rușești când spui adevărul? Pofta de mâncare e contagioasă, căci după ce a tachinat-o bine pe Gabriela, Valentin ataca la rândul farfuria. Putem să mergem și să dansăm, oricum nu se face. Iar de păr-o. Păi și cât dansăm? Un minut și ne-ntoarcem? Las minutea alea de la mine. Dar nu-i bine, că din cauza ta mănânc și eu. Din cauza mea, tu ai să venim să mâncăm. Pentru tine. Nu e adevărat. Oricum îți era foame. Că te-am văzut, că trăgeai cu geana la... Mă uitam, da. Atunci ce zici că pentru mine? Îmi zici ce să fac. Mă, trebuie să guzi nici asta, că nu mai face foame. Dar trebuie să fac mânzi gândele? Nu am înțeles. Îți plac mătinele? Da. Da? Orice de mâncare îmi place. Ai depășit o calorie, nu? Nu, absolut deloc. Cum am avut? Iubita mea. De ce, că am mâncat două felii de tort? Da. Nu e adevărat. Păi am avut așa. Am avut pudră proteică de cânepă cu cremă de orez. După aia am avut orez cu mazăre și tofu, alea n-am avut nici 300 de calorii acolo. După aia am avut ovăz cu proteină și cu fasole galbenă. După aia am avut cartofi dulci cu brocoli, dovlecel și un pic de avocado. Maxim 1500 de calorii sunt acolo. Trebuie să zic cu feliile de tot 500 și ceva de calorii. 2000 și cu ce mănânc acum. Dar gândește-te că eu am ars calorii astăzi. Cred că ai...
plus ce am dansat, plus ce m-am tot plimbat pe aici de sus până jos. Crezi că s-ai îngrășat? Nu. De când ești? Da, probabil am pus un kilogram, două, dar nu mă simt, mă simt foarte bine, adică mă simt chiar foarte bine. De ce? Se vede că m-am îngrășat? Nu, te-am întrebat. Părerea ta, gen, despre tine. Nu știu, că nu-mi dau seama dacă aia pe tine. Capricile iubirii. Of, ce facem, doamna Paula? Ea se dădea vrăbiuță și dumneavoastră ați dat-o de gol. Mai rar doi tineri să se întâlnească și să aibă aceleași gusturi la mâncare. Serios? Da. Și își mănâncă și el pudră din aia? Da, da, da. Amândoi mănâncă același gen de mâncare. Cu... Da. Serios? Deci întâmplător. Dar e foarte gustoasă. Foarte bună. Ce este foarte gustoasă? Foarte sănătoasă. Pudra proteică. Serios? Da. Și ovăzul. Ovăz mănânc și eu. Nu, îmi fac mereu terci de ovăz și îl mănânc cu fructe de pădure. Și eu. Dar pudra aia proteică mi se pare că sună așa foarte chimic. Nu e deloc chimic. Nu, nu, adevărul este că nu, n-are nimic. Pudra proteică de cânepă e foarte sănătoasă. Ia ce aș spune, așa cum se face și raptele praf pentru copii, raptele pe care beau copiii. Dacă e din cânepă, are și omega. Da, exact, și are magneziu, fosfor, potasiu. Hai că m-ați convins, nu despre asta era discuția, că mă duc eu acasă și îmi caut să văd. Da. Și voiam să întreb pe tine, dacă mai în glumă, mai în serios, îi spui că... E cam termit așa, mănâncă cam mult. Eu știam despre mine că mănânc foarte mult, că între cunoscuții mei, din familia mea, din neamul meu, din toți prietenii mei, eu mănânc cel mai mult. Dar cred că mă bat cu cabera. Dar fac și foarte mult sport, da. Și am nevoie. Cel puțin sâmbătă la petrecere, cred că mănânc de 8 ori în ziua aia. Mai ales serios. Că nu dormim, chiar avem nevoie de energie. Și energia noi o luăm din mâncare. Da, cine poate, că dacă mănânc câte ai înșirat tu acolo, deci cât ai înșirat tu acolo, mănânc în 3 zile. Aoleu, nu. Acasă mâncam și mai mult. Păi da, și... depinde că nu, n-am auzit de foarte multă carne. Păi nu, ne deloc. Prea mănânc carne. De aia, că legumele la imediat se mistuie, nu-ți imagina că stau prea mult în sistem. Exact. Da, dar se depun dacă... Nu, se depun unde trebuie. Da. Sunt puține calorii dacă calculează și asta e ce mai important. Bun, dar ești gata să muncești doar ca să aveți ce mânca? Păi cred că cam asta o să facem. Cum să nu, sunt gata. Da. Bine, ce să zic. Sunteți bine așa? Foarte, foarte bine. Bine suntem. Vă înțelegeți și la capitolul mâncare. Ce capitol încă n-ați abordat? Că mi-a plăcut aia, care e mâncarea ta favorită? La mine orice. Okay. Am chiar orice. Și aia somon la cuptor cu cartofi copți. Și, și brocoli. Hai că a știut, știi? Cartofi dulci copți. Da, deci dacă aveai ce aveai de trecut vreun test de genul ăsta, ai fi putut... L-am pregătit dinainte. Da, da. Serios? Da. Dar ce vă gândiți, că cineva o să vă dea un test? Păi cine știe ce task-uri o să mai avem? Și la ce v-ați mai pregătit? Ia să vedem. Care este culoarea ei preferată? Nu te uita la ea. Necul, are alb sau negru. Poftim? Alb sau negru. Non-culori. Da, ah, necul, non-culori. Muzica, da, 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 ce bună, bună, bună. Ți-am zis. Interpretul, interpretul, hai. Nu știu, ea mi-a spus că vrea să mergem, să dansăm tango și chestia asta. Acum nu știu să zic ca și muzică. Un crash așa, vreun interpret, un crash cum un... N-avem voie de astea. Elvis Presley. Ei, n-ai voie. Glumesc, glumesc. Nu, despre asta n-am vorbit. Actorul preferat. No, uite, vezi câte întrebări puteam să pierdem. Da, chiar noi am vorbit pe asta. Trebuie să ne pregătim. A, știu, verzi. Asta știu, știu din Turcia asta. Aha. Are un semn de naștere? Are, da. Nu știu dacă e din naștere, pe spate. Poate mai are și în altă parte, dar deocamdată n-are de unde să știe. Asta zic, tot ce știu, eu spun tot ce știu. Știi cum e, ai grijă ce spui, că totul n-au se poate. N-au fost la hotel. Da. Bun. Înțeleg că ai primit o scrisoare în care tu erai certată că n-ai vrut să dormi cu el. Da. Sau că asta s-a înțeles. Da. Ați lămurit situația? Da, da, da. Nu, eu am înțeles și punctul de vedere și sunt și eu de acord, fiindcă dacă mă dormeam amândoi în pat, cumva am venit cu aceeași chestie, orice mișcare poate fi interpretată și exact. În momentul în care va trebui sau vom dormi aici împreună, așa? Unul stă înverit, unul dezverit sau nu știu, că nu aș vrea să se înțeleagă chestii greșite. Că ce? Ci, Doamne ferește, eu știu fiecare ce imaginație are.
Păi și ce te interesează? Exact. Mă interesează. Dă-ți cineva vreun blid de mâncare? Nu, dar nu. Că la nu, voi nu, în asta se contorizează totul. Nu m-a simțit comod să știu că stau sub aceeași, nu știu, așternuță, aceeași proapă, sau cum se numește, cu ea și domne, s-au mișcat, au făcut, au dres, nu știu, nu m-a simțit comod să știu chestia asta. Cu siguranță vreau să dorm cu ea, să o strâng în brațe, să stau cu ea, dar momentan nu avem cum. Da. Nu e nimic rău în faptul că e pudic. Na, nu, absolut pudic. Deloc. Nu sunt absolut deloc pudic, nu. Mă rog, în privința asta ești mai... Reținut. Mai reținut, da. Să zicem. Da, da, da. Auzi, când Paul a dormit, tu de ce... Am fost pe pământ toată noaptea, nu așa să... Păi da, asta voiam să te întreb. De ce, Doamne iartă-mă, te-ai tot ridicat și te uitai și iartă și iartă-mă, te-ai și iartă-mă. Și-a luat capul în palme, zic... Eu am crezut, zic, aoleu, e fierț de nervi. Zic, ia uite-mă unde am ajuns să mă uit la iubita mea. Nu, glumesc. Mă uitam dreapta, vedeam, Arda doarme. Mă uitam stânga ei, domn, zic, băi, nu se poate. Se mai mișcau și eu cu gândul, bă, poate nu mai doarme cineva, mai am și eu cu cine să vorbesc. Cu cine să vorbesc, Doamne? Stăteam singur, n-am dormit toată noaptea. Bine, dacă nu era tascul respectiv, vă dați seama că nu se întâmpla să dorm cu Paul, dar... Da, așa... dacă vorbești, se aprind luminile, nu? Păi... Nu se aprind? Ba da. Se aprind luminile. Ba da, ba da, ba da. În toate cazurile se aprind luminile, da. Paula. Da. Înțelegi? Bine, să vă fie de bine, atâta pot să vă spun, și să vă țină Dumnezeu gândul bun. Mulțumesc, că până acum l-ați avut, să sperăm că o să fie și de acum înainte.